Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Când am venit eu în televiziune, domnul Petreanu era, da, când zic Vlad, domnul Petreanu. Era șeful lui, normal că da, a fost redactorul Petreanu. Șef mult timp, dar la început nu era redactor șef, era un prezentator care a descoperit un reporter care venise din presa scrisă. Eu aveam 5 ani de presă scrisă. Trebuie să facem o precizare, zic la mine asta cu prezentarea a fost o chestie accidentală. Știu, știu. Da, era redactor șef înainte. Nu, dar nu trebuie să te scuzi, că era ok. După care a redevenit redactor șef. Stai să vă spun. Chiar ți-e așa, mie îmi plăcea. Deci Petreanu, prima chestie, țin minte, era scandalul FNI. Și așa. Eu eram reporter pe economie, făcusem știrea, dar nu aveau curaj să mă bage în direct, că, băi, ziceau, ăsta se pierde. Și l-au trimis pe Vlad. Vlad... Așa inspira el atunci oamenilor că se pierde. Nu mai că lucra cu mine. Știi, a zis, hai să-ți arăt cum se face o transmisie în direct. Și aia a fost prima transmisie la care am participat de pe teren. Eram proaspăt în televiziune. Și Vlad mi-a explicat pas cu pas în timp ce făcea transmisia. Peste câțiva ani, când a redevenit redactor șef, noi ne-am împrietenit foarte bine. Când a redevenit redactor șef, primul lucru pe care a zis, băi, tu ai salariu prea mare. Băi, nu trebuie să revine povestea. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.